Dacă un copilaș este născut din doi părinți alergici, păi riscul copilului de a dezvolta o alergie crește la 80%. Dacă un părinte, mama sau tata, este alergic, riscul copilului se ridică la 40-50%. Și dacă niciun părinte nu este alergic, până la 15-20% copilul are un risc totuși de a dezvolta o boală alergică. Dacă este născut prin cesariană, el este mult mai predispus pentru a dezvolta o boală alergică față de copilașii care sunt născuți pe cale naturală, ei sunt cumva mai protejați. Se înregistrează o tendință foarte agresivă de creștere a bolilor alergice și unul din aceste motive ar fi mediul înconjurător, poluarea aerului și utilizarea multor substanțe chimice în viața de zi cu zi, în casele noastre și în mediul în care noi toți trăim. Primăvara de vreme se începe polenul arborelor, mesteacă în copacului de nuc, se începe polenizarea gramineilor, deci este vorba de timoftică, pir gros, iarba de gazon, deci practic firișoarele de iarbă produc cantități enorme de polen care cauzează simptome. Și atunci când alergenul respectiv intră în contact cu organismul pacientului, a copilului mic, atunci organismul reacționează absolut exagerat, anormal. Mulți copii, din păcate, sunt fumători pasivi din cauza că părintele sau îngrijitorul este fumător. În așa situații, încă 6 ore după fiecare țigară fumată, din sistemul respirator al adultului sunt eliminate particule de nicotină care ar avea efect direct asupra unui potențial debut de astm bronșic la copil. Stau la mijloc un șir de modificări metabolice ale copilului, modul de viață, modul sedentar, modul de alimentație a copilului și este demonstrat deja că obezitatea este un risc de apariție a astmului bronșic. Copiii care sunt diagnosticați cu astm bronșic și sunt și diagnosticați cu obezitate, din păcate, au evoluție mai gravă a bolii. Sunt studii care ne arată un efect protectiv împotriva alergiilor atunci când copilul este născut în mediul rural și este înconjurat de mai multe animale, spre exemplu pisică, câine, și atunci când copilul este în contact cu mai mulți alergeni. Dacă copilul este sănătos, el va avea un efect protectiv. Dacă nu, poate din contră duce la apariția alergiilor. Deci aici recomandările trebuie să fie aplicate foarte individual. Atunci când organismul este într-o anumită balanță, atât în plan de sănătate, cât și în plan de sănătate mentală, păi organismul și el funcționează mai bine.